Bună dimineața, dragilor! Astăzi vorbim despre efectele terapeutice ale căpșunilor. Sunt unele dintre cele mai populare fructe, iar studiile științifice arată că cei care le consumă pot avea beneficii potențiale pentru sănătate împotriva cancerului, îmbătrânirii, inflamației și bolilor neurologice. Ce anume conțin căpșunile, de sunt atât de valoroase pentru sănătate, ne explică în continuare medicul nutriționist Sergiu Munteanu. Nu, căpșunile sunt foarte gustoase, trebuie să cunoaștem. Da, conțin glucide, adică carbohidrați, dar e plusul mare că nu conține foarte mult. Practic, indicele glicemic la căpșuni este foarte mic, undeva 20-30, depinde de sezon, depinde de soi de căpșună. Asta înseamnă că poți să iei și diabeticii și ridicarea glicemiei sanguine nu va fi așa de mare și de agresivă, adică răspunsul cu insulină a organismului, perturbarea hormonală va fi minimală. Practic, de aceeași căpșunile sunt foarte binevenite. Care este cantitatea, diferă foarte mult, dar în jur de jumătate de kilogram, 600 de grame pe zi, 400 de grame, cam în proporție de acestea, sunt foarte binevenite, anume căpșunile. Care este încă un beneficiu al lor? În plus, au niște substanțe antiinflamatoare, adică au aspirină naturală. De ce? Ei scot toate procesele inflamatorii în organism și sunt foarte binevenite, mai ales pentru persoane care au boli cronice, boli inflamatorii, adică în perioada de remisie, pentru a să nu se acutizeze afecțiunile acestea, periodic trebuie să mai mănânce anume căpșunile, anume în sezonul lor, când iau maximul concentrație de așa ceva. Care sunt pericolele totuși? Când se crește, mai ales primele căpșuni, totuși au o concentrație de pesticide și de nitrați destul de mare, deoarece încă ziua nu este plină de soare, chiar dacă s-a introdus după norma aceasta, planta nu a reușit să se izbăvească de nitrați și de pesticide, adică procesele metabolice în ea au decurs mai greu. De aceea, o concentrație mai mare, anume sunt de substanțele acestea, mai ales de nitrați, de aceea pentru copii, pentru gravide, primele căpșuni nu prea sunt recomandate. Sunt următoarele care peste câteva săptămâni, după prima roadă, acelea de cum poți să le mănânce. Cele mai bune care sunt crescute sub cerul liber și care de acum sunt în toiul roade, când majoritatea căpșunilor de acum dă o roadă și nu prima roadă, dar chiar și a doua și a treia. Deci ele sunt cele cu concentrație cea mai mare de vitamine, cu minerale ușor asimilabile, vă spun și fitonutrienții aceștia de independență de soi, ci și cum aspirina aceasta naturală conțin, dar trebuie să înțelegem că este și puțin pericol. De exemplu, atunci când căpșuna crește pe pământ și ea este foarte spongioasă suprafața ei, adică foarte ușor absorbe tot ce este de pământ, la contactul pe pământ. De aceea este important să o spălăm foarte și foarte bine, deoarece posibil să fie ou de helminț pe ea și de aceea mai ales la copii, mai ales la persoane care au aciditatea stomacului scăzută și acidul acesta nu distruge ouăle acestea, posibil să apară helmintoze, diferite afecțiuni cu helminți. De aceea, în primul rând, spălăm foarte bine căpșunile într-o apă curgătoare, nu este nevoie ceva specific de folosit pentru a spăla căpșunile, dar bine să se maie, să fie curate. Deoarece căpșuna conține foarte mult ocizi organici și poate să irite peretele stomacului, este chiar indicat de a combina cu frișcă sau cu smântână, atunci noi maximal ne asigurăm că ea va fi asimilată foarte bine și nu va face rău însăși a stomacului sau intestinului dacă consumăm într-o cantitate mai mare. Ce când ne comandați dumneavoastră? O facem gem sau mai bine să o punem la congelator? Cum e mai bine să o păstrăm dacă avem în exces și poate vrem mai încolo? Da. Dacă totuși vrem să păstrăm vitamina C în ea, atunci nu e clar că o congelăm. De numai o dată să fie congelat și să păstreze corect, fără să se decongereze sau din nou să înghețe. Adică numai o dată am congelat-o și așa o păstrăm. Maximal se menține chiar și vitamina C, poate nu maximal, un 80% rămâne totuși de vitamina C, anume în căpșunile date. Dacă dorim să avem iarna un efect antiinflamator, adică cum am spus, aspirina aceasta, atunci noi putem să facem gem, căci în gem se va distruge vitamina C, că este termolabilă, adică sensibilă la temperatură, dar aspirina naturală totuși rămâne, adică salicilații rămân. De ce efectul acesta totuși de scădere a temperaturii corpului atunci când este febră și pentru ameliorarea însăși a răcelii să nu parcurgă așa de agresiv și așa de grav, respectiv este foarte binevenită chiar și gemul din căpșun.
Final de rubrică. Căpșunele sunt disponibile pe tot parcursul anului în magazine, însă sezonul lor propriu-zis este la sfârșitul primăverii până la mijlocul verii. Ne aflăm în plin sezon a acestor delicioase fructe, așa că beneficiați de efectele terapeutice ale căpșunilor. Iar pentru cei care nu au o plantație în propria grădină, căpșunile din comerț au devenit în această perioadă și mai accesibile ca preț. Așa că vă îndemn să savurați cât mai des aceste delicii ale naturii pentru a vă supleni rezervele de nutrienți ale organismului pentru perioada rece a anului. Sănătate să aveți, numai bine!